numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, în dimineața aceasta la Sfânta Liturghie s-a citit Evanghelia potolirii furtunii sau umblarea Sfântului Petru pe ape, pe mare. Evanghelia spune așa: Iisus a dat drumul oroadelor și a silit pe ucenicii săi să treacă de partea cealaltă. El s-a dus singur să se roage și s-a rugat până la a patra strajă din noapte. Atunci era furtună pe ape și Hristos spune, apare acolo și ei spun: Ionăruca. Hristos spune: Îndrăzniți, eu sunt. Și Sfântul Petru spune: Doamne, dacă Tu ești, poruncește-mi să vin la Tine pe ape. Și Hristos spune: Vino. Petru iese din barcă, merge puțin pe valuri și se uită la valuri, înspre ala valurile. S-afundă și spune: Doamne, Doamne, scapă-mă! Hristos întinde mâna și spune puțin credinciosule. Apoi intră în corabie și Hristos potolește furtuna și marea. Și oamenii, apostolii, se închină și spun: cu adevărat, acesta este Fiul lui Dumnezeu. Mi-am intitulat meditația din dimineața aceasta așa: cu Dumnezeu în furtunile vieții. Cu Dumnezeu în furtunile vieții. Dacă v-aș întreba pe fiecare, care e furtuna ta? Fiecare om din lumea aceasta are furtună, mai mare sau mai mică. În dimineața aceasta însă vrem să învățăm că nu totdeauna furtunile sunt rele. În furtuni putem lua partea bună a furtunilor și ea ne va ajuta. Câteva lecții foarte practice vrem să luăm. În primul rând, furtunile sunt mijloace de transport în brațele lui Dumnezeu. Asta înseamnă, când vine furtuna, Doamne, unde să mă duc? La Tine să mă duc. Că n-am unde să mă duc în lumea aceasta. Doamne, mi-a spus că am diagnosticul cu tare și boală cu tare. Doamne, unde să mă duc? Iau o frânghie sau spun: Doamne, vin la Tine. Vom învăța că totdeauna, oricât ar mai fi furtuna, du-te în brațele lui Dumnezeu care te așteaptă. Că furtuna a fost gândită să te trezească, să te trimită în brațele Lui. În urmă cu mai mulți ani am auzit o întâmplare dureroasă, dar se pare reală. Undeva la Piatra Neamț a fost o credincioasă, bună credincioasă într-un fel. Se spovedea în fiecare duminică, dar avea un păcat omenesc, o relație extraconjugală și părintele spunea: apreciez că vii să te spovedești, eu nu te pot împărtăși. Și a durat o săptămână, două luni. Și a spus: părinte, dar lasă-te odată. Părinte, iubesc biserica, iubesc ce faceți aici, dar nu mă pot lăsa de păcatul ăsta. Apoi o perioadă doamna a dispărut. Era de undeva de lângă Iași. A dispărut. S-a întors în două luni înapoi. A venit la spovedanie și a spus: părinte, acum mă las de toate. S-a întâmplat așa că fiica mea, studentă la farmacie, în drum spre Iași, cineva a împins-o din tren și a murit. Și acum pot să le las pe toate, că mi-am dat seama că viața asta, dacă nu-i trăită pentru Dumnezeu și pentru păcat, n-are niciun rost. Și femeia plângea și spunea: părinte, de astăzi înainte mă las de toate și mă dau Domnului. Nu totdeauna boala e rea, nu totdeauna încercarea e rea. Scopul ei e să ne trezească, să ne ducă în brațul lui Dumnezeu. Aud oameni: mă duc să mă arunc. Și spui: aruncă-te, dragă, în brațul lui Hristos. Aruncă-te în brațul lui Dumnezeu. Ascultă-mă. Oricare ar fi durerea ta, oricare ar fi încercarea ta, în familie, în casă, în sănătate, problema aceea
ar trebui să te ducă mai aproape de Dumnezeu. Noi cântăm aici o plicea asta. Unde să mă duc eu, Doamne? Unde să mă duc? La cine să mă duc? Du-te la Domnul și spune: Doamne, uite, asta e frământarea, asta e furtuna vieții mele. Unde să mă duc? Nimeni nu mă poate ajuta. Doamne, eu vin cu furtuna aceasta la tine. Ce vreau să spun în primul rând e, oricare ar fi furtuna, să nu te ducă în spate. Să te ducă înainte spre Dumnezeu, spre voia Lui și să-L cauți pe El. În al doilea rând, furtunile sunt mijloace de încercare și de creștere duhovnicești. Furtunile sunt să ne crească și să ne probeze credința. Hristos a spus aici: nu vă temeți, eu sunt. Oricare ar fi furtună, ascultă-mă ce spun, nu te impacienta, nu-ți pierde pacea. Există o întâmplare în Vechiul Testament, în Biblie, în Cartea lui Daniel, când trei tineri, Șadrac, Meșac și Abednego, au fost aruncați într-un cuptor cu foc. Și vine împăratul și spune: eu am aruncat trei și acum văd patru și al patrulea seamănă cu un fiu de Dumnezeu. Ascultă-mă! Oricare ar fi încercarea ta, nu te impacienta, nu te pierde cu firea, Dumnezeu stăpânește. Niciun fir de păr nu cade fără voia stăpânului. Viața ta este în mâna lui Dumnezeu. De aceea nu te pierde cu firea. Uită-te la Dumnezeu. Și ne vom uita la Petru. Și aș vrea să vedem scena aceea a Domnului pe mare, valuri mari. Petru spune: Doamne, dacă Tu ești, poruncește. Și eu îmi imaginez așa. Era Petru: Doamne, da, să sar din barcă. Și a pus primul picior, dat valuri. A pus al doilea picior și s-a uitat țintă la Iisus. Și câțiva metri, uitându-se la Iisus, a mers pe apă. Dar e imposibil să mergi pe apă. Că oriunde ai pune apă, dacă ați fost undeva la feric sau la mare, ai pus piciorul pe apă, te duci la fund. Dar Petru se uită la Iisus, Iisus îi spune: vino, și Petru poate merge pe apă. Ascultă-mă! Sunt lucruri care singur e imposibil să le faci. Dar dacă te uiți la Iisus, Alina, orice te-ar spune doctorii, te uiți la Iisus și cu El împreună poți birui fie patimă, fie cancer sau oricare ar fi diagnosticul. Sunt situații în care singur nu poți, dar dumneata plus Hristos poți să ieși biruitor. Sunt probleme care n-ai nici prin gând cum să le treci, dar dumneata plus Hristos poți să le treci. Ceea ce poți face prin puterea Duhului Sfânt când El e în tine, poți birui paharul, țigara, minciuna, răutatea, le poți birui. Singur nu le poți birui, dar împreună cu Hristos. Asta e prima lecție. Oricare ar fi problema ta, omule, uită-te la Hristos. Împreună cu Hristos pot birui. Și mai învățăm ceva aici. Petru face greșeala ca și noi. Se uită la valuri. Valurile erau mai mari ca și el. Dar cât timp s-a uitat la Hristos, a putut călca peste ele. Știți care e problema noastră în viață? Uite ce probleme. Am probleme de aici, de aici. Și ne uităm la valuri. Și când ne uităm la valuri, cădem în apă. Nu te uita la valuri. Uită-te la Cel care este stăpân peste valuri, la Dumnezeu. Și vei putea avea biruință. Se întâmplă ceva la Petru. Petru se afundă și spune: Doamne, scapă-mă! E o mare lecție și ascultați-mă care e lecția. Ori de câte ori ai cădea, nu rămâne acolo. Ori de câte ori ai cădea, dacă cade 20 de ori, nu rămâne acolo. Spune: Doamne, nu vreau să rămân căzut. Dă mâna! Vreau să mă scol. Doamne, am căzut din nou. Ridică-te din nou și iarăși ridică-te. Nu rămâne în mocirlă. Că dacă rămâi în mocirlă, te înneci. Și mai e o lecție. După această mare biruință, în furtună, când îl văd apostolul pe Hristos, se închină pentru că văd puterea lui Dumnezeu. Când îl vezi pe Dumnezeu în furtună, te vei închina și dumneata. Întrebarea e așa: dar cum să-l văd?
Cum să-i văd puterea lui în furtună? Unu, ce trebuie să faci atunci? Deci în furtună mare. Cercetează-te și vezi ce lucruri sunt în viața ta care nu sunt ordine cu Dumnezeu. Spovedește-te, spune, Doamne, arată-mi ce trebuie eu să las. Doamne, ce trebuie să pun deoparte? Doi, roagă-te, cheamă numele Domnului, El e puternic. Este aici între noi Alina și Ghiță, dânsii fiind din Mirșit și vă spun ceva, n-am vorbit cu dânsii înainte. Ne-am cunoscut undeva în luna martie, într-o zi de marți m-a sunat și a spus așa, am găsit în curte o labă de gâscă, de ceva lucru necurat. Și domnule dragă, arde-o sau pune-o în pământ. Dar mai am o problemă. Soția mea de 41 de ani are cancer. Asta e o problemă. Și a spus, haide să ne vedem, să ne întâlnim, să ne rugăm. A venit la noi acasă în Zalău, țin minte și acum, abia s-a dat jos din mașină. Mai slabă ca acum. Am luat-o de braț, am mers împreună cu domnul Ghiță, cu dânsa în casă. M-am rugat și ne-am rugat de mai multe ori. Când a plecat de acolo, a văzut că cu energie se duce, am crezut că faptul că a fost la noi în casă. Duminica trecută, domnul Ghiță ne-a spus așa. Atunci a fost pentru prima dată când eu am văzut puterea lui Dumnezeu într-un mod ispitor. După, de la dumneavoastră, am plecat la Lidl să facem cumpărăturile și Alina, care nu putea face nimic. De atunci, e pe picioare și e aici. Noi nu vindecăm cancerul, dar Dumnezeu e mare și Dumnezeu stăpânește și Dumnezeu dă putere. Și am spus astăzi, eu nu știu ce spun ție doctorii, dar uită-te la Dumnezeu, care are putere și El ia viu. Vreau să știți că aici în biserica asta s-au întâmplat multe minuni despre care probabil niciodată nu v-am spus, dați-mi voie să vă mai spun una. Îl văd pe Nelo aici, în urmă cu 7-8 ani, să spun așa, să nu greșesc, la doctorul meu de familie, o doamnă se uită la mine, se uită și spune, părinte, să spun sau să nu spun? Doamnă, spuneți, nu vă cunosc. O, zice, la rugăciunile dumneavoastră m-am vindecat eu. Toată lumea a tăcut, cum doamnă așa? Și spune așa, sunt din Badon. Eu am fost atât de bolnavă, spun exact cuvintele ei, încât soțul mă ducea la Sfânta Vineri în curte și acolo ascultam slujba. Eu nu puteam să umblu niciun doctor, nu mi-a dat de leac, niciun doctor. O doctoriță de familie a spus, o venit un preot tânăr aici la Chichișa, du-te și la el, n-am mai ținut minte. Am spovedit-o după aia mea familie, ne-am rugat și-a plecat femeia. Mi-a spus așa, fata mea în echipa națională de vole, cred că așa, și-a spus, de atunci de când m-am vindecat, în fiecare seară face paraclisul Maicii Domnului, dar eu sunt un rod al rugăciunilor. Dragii mei, ceea ce am vrut să vă spun e că avem un Dumnezeu mare care lucrează. De aceea vă îndemn, roagă-te, cheamă numele Domnului și El chiar lucrează. Și ascultă-mă, pune-ți toată încrederea mea și spune, Doamne, Tu poți, nimeni nu mă poate ajuta, dar Tu dacă vii cu mine, pot ieși biruitor. Ce vreau să vă spun, ori pe unde te duce viața, Dumnezeu e cu tine, Dumnezeu nu te lasă. Iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Cheamă-L cu toată puterea, roagă-te și vei vedea puterea Lui. Oricare ar fi furtuna, spune, Doamne, Tu ești mai mare decât furtuna, eu mă pun în mâinile Tale, ajută-mă, vă mulțumesc, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.